Robor la 3 luni este indicatorul principal în funcție de care se calculează dobânzile variabile la creditele în lei. Miercuri, indicele a stagnat la 2,06% pentru a doua zi consecutiv. Luni, acesta a urcat la 2,06%, cel mai mare nivel din 28 decembrie, când a atins pragul de 2,08%. În schimb, indicele Robor la 6 luni a crescut miercuri la 2,37%, cel mai mare din 3 noiembrie 2014, când a atins pragul de 2,37%. ROBOR este rata medie a dobânzii pentru creditele în lei acordate pe piața interbancară, iar creșterea acestui indicator va duce la un avans al ratelor în cazul creditelor în lei.